Dublu eveniment cultural la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, iubitorii de artă au avut posibilitatea să admire expoziția Ion Zdârciuc, sculptura ca artă a memoriei. Iar în sala de spectacole s-au delectat cu muzica aleasă în cadrul unui concert dedicat Zilei Naționale a României. Peste 40 de lucrări realizate de-a lungul anilor de sculptorul Ion Zdârciuc au fost expuse în foaierul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Particip cu practic lucrări mai mici, dar ca să îmbogățesc expoziția am prezentat și niște schițe, proiecte de la concursuri dedicate lui Eminescu, lui Creangă, lui Alexandrii. Sunt multe alte personalități ale Republicii Moldova. O expoziție deosebită care ne arată că există posibilitatea ca un artist de talie a lui Ion Zdârciuc să se aplece asupra unor trofee care devin și ele, prin atingerea talentului său, opere de artă. Expoziția va fi deschisă până pe 28 ianuarie. Sunt trofee realizate și schițate și lucrate ca idei și într-un final o să le vedeți aici pentru Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Dar eu cred că această expoziție este o invitație și pentru spectatori de a vizita atât o expoziție de artă cât și un spectacol de teatru. Publicul s-a delectat și cu un concert susținut de Teatrul Muzical Ambasadorii din București și Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău. Vorbim de duete pe care noi le-am făcut și momente de ansamblu, ca să ducem o notă proaspătă repertoriului pe care îl avem. Și venim cu acest repertoriu cu ocazia Zilei Naționale a României, care a fost pe 1 decembrie. Și vrem să aducem și publicul din Republica Moldova mai aproape de România și de rădăcinile pe care le avem comune până la urmă. Noi încercăm să venim la orice concert pentru că ne simțim români și cu mare drag totdeauna, adică îmi face plăcere și la Festivalul Teatrului Românesc noi suntem prezenți. O ambianță deosebită, cu o expoziție, cu multă lume bună, deci eu cred că va fi o seară plăcută pentru toți. Suntem împreună cu familia și ne bucurăm, în special cu cei tineri care încercăm să le transmitem dragostea față de tot ce este frumos, de cultură, de tot ce este românesc. Dovedim prin acest fel că sărbătorim și prin cultură Ziua Națională și prin diverse evenimente. Evenimentul a fost organizat de Ambasada României în Republica Moldova și Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Cultura, muzica întotdeauna ne vor uni, valorile, tradițiile întotdeauna ne vor uni. Concertul este ultimul eveniment din acest an dedicat Zilei Naționale a României la Chișinău.